First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, writing my poems for the few that lifted me, took to me, shifted me, feeling me, singing my heart. From the pain, taking my message. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the. Spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. My poems for the few that look at me, talk to me, shift to me, feeling me, singing my heart. From the pain, taking my message. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the. We'll be right back.
nu spui Escobar, mulțumesc. Am văzut, am văzut că nu mă sunt cei mai tari și legat de hate. Da. Ăștia nu sună prea fan să fie primit. Credite la Radical. Te pup, Offset, gata, acum am auzit. Mulțumesc, Raul, mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc, Offset, mulțumesc din tot sufletul. Lăsăm piesa asta și trecem la treabă. Sunt urcăițele. Mulțumesc, Denisa, mulțumesc din tot sufletul, vă mulțumesc pentru donații, mulțumesc, bună seara, drăguții mei! Bine v-am găsit la un nou live cu 5M! Bine v-am găsit, bună seara, bună seara, vă iubesc, cum a fost la școală? Sper că a fost totul perfect, sper că v-ați făcut temele ca să vă uitați la live în seara asta. Te pup, bro, mulțumesc din tot sufletul, vă mulțumesc, mulțumesc, Raul, mulțumesc, Coffster, mulțumesc, Denisa, vă mulțumesc din tot sufletul meu! Ești minunată, mulțumesc, Alexia! Fac banii mulți cu voi, pot să îmi spui Escobar. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari. Și legat de hateri, ăștia nu sună prea fan să fie primit. Credite la Radical! Mulțumesc din tot sufletul, Kiro! Mulțumesc din tot sufletul, te pup, mersi tare mult! Fac banii mulți cu voi, pot să îmi spui Escobar. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari. Și legat de hateri, ăștia nu sună prea fan să fie primit. Te pup tanța, te pup tanța, tânțica, te pup maxim. Drăguții mei, deci abia așteptați peste tot, dați peste tot, postați-mă peste tot să ajungem la 100.000 de abonați. Îmi doresc lucrul ăsta, nu mai pot, nu mai am răbdare că să văd că se crească acolo numerele alea, nici nu mai pot, vreau odată să facem 100.000. Fac banii mulți cu voi, pot să îmi spui Escobar. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cea mai tare. Și legat de hateri, ăștia nu sună prea fan să fie primit. Credite la Radical. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. O să facem și nunta cu podcast. Stai liniștit că o să-l facem pe toate. Banii mulți cu voi, pot să îmi spui Escobar. Te pup, te pup, Mel. Donații, fanii mei sunt cei mai tari. Și legat de hateri, ăștia nu sună prea fan să fie primit. Credite la Radical. Mulțumesc, Mel, te pup, te pup, te pup maxim. Am mai multe chestii să vă spun în seara asta, dar în primul rând, drăguții mei, suntem pe Lucid România în seara asta. Mulți dintre voi știți serverul, probabil ați mai jucat, nu ați mai jucat, s-au mai schimbat multe pe Lucid România, așa că vă invit și pe voi pe serverul lor. Aveți IP-ul serverului în descriere, conectați-vă acolo să ne strânge cât mai mult pe server, să vadă toată activitatea pe care o facem noi aici pe live. Haideți cu toții acolo. Ba, mai mult, vreau să vă spun că unul dintre fondatorii de la server vor să dea la giveaway un microfon în valoare de 600 de lei. Nu știu când o să fac giveaway, oricum vă țin la curent și sper și îmi doresc să vă fie de ajutor acel microfon, pentru că domnul fondator de la Lucid România s-a gândit să facă un mic cadou pentru voi. Așa că vă aștept și pe voi pe server să îi mulțumim cumva și pe ei, că este foarte frumos din partea lor să facă lucrul ăsta. Unde e Cici? O să fie și Cici momentan, Cici acum nu este. Vă mulțumesc pentru 2000 de like-uri. În al doilea rând vreau să vă spun că ne deschidem mărciuri, drăguții mei. Ne deschidem mărciuri cu Daniela, cu mine, cu toată lumea, personajele din 5M. O să ne deschidem mărciuri. Așa că stați pe fază și o să vă și spun când o să ne deschidem mărciurile. Să vă cumpărați tricouțe, să vă cumpărați hanorace, când, ce vreți voi să vă cumpărați cu personajele voastre preferate. În al treilea rând o să avem și meme pe canal. O să, în decursul la 2 luni de zile, o să șterg toate melodiile cu copyright. Nu o să mai folosim melodii cu copyright absolut deloc pe canal. O să șterg toate melodiile cu copyright pe care sunt pe canal și o să facem totul frumos, să avem și noi membri, să fim și noi cineva. Nu, că nu suntem. Suntem prea șmecheri noi aici. Și să avem și noi membri pe canal. Nu șterg absolut nimic, doar că o să dureze ceva până când o să intrăm în... stați puțin așa, stați puțin că am primit o donație? Stați puțin. Dragoș! O mie de grade să adunuie și dinero ai donat. Peste 10 te iubește Izavero. Stați că trebuie să încep, iară să respir. Donații lângă vin, pauze să-mi revin. Ia! O, intro de la Lucid România, ia să vedem! Lucid
Ai intrat pe lucid, orașul tău favorit, unde ești binevenit și super bine plătit, yeah. Ai intrat pe lucid, orașul tău favorit, unde ești binevenit. Hai să-ți zic cu ce o să ai de-a face, prindă golan ce o să te atace. Dacă nu știi să o dai la face, o să te ia la capace, yeah, yeah. Mulțumesc mult, Lucid România, mulțumesc mult. Să îmi spui Escobar, mulțumesc. De donații, fanii mei sunt cei mai tari și legat de hateri, ăștia nu sună prea fan să fie primit. Când vite la radical. Mulțumesc frumos pentru donația de Red, mulțumesc tare mult. Mulțumesc, Lucid România, mulțumesc din tot sufletul. Vă aștept și pe voi număr cât mai mare, pentru că băieții ăștia chiar au un plan să vă facă fericiți pe voi. Așa că vă aștept și pe voi pe server. Cred că am spus tot ce am avut de spus. Cred că am spus, da, o să avem membri. Și v-am mai spus că sunt în echipa Vamos. Sunt în echipa Vamos, drăguții mei. Aveți în descriere și site-urile de socializare la Vamos, așa că nu uitați să ne dați acolo și nouă un subscribe, că suntem în Vamos. În Vamos, știți, al cui este Vamosul. Ei chiar au meci în seara asta și le urez mult succes acolo, băieții, să aveți totul, totul perfect și vă să intrați în finală. Tot ce-mi doresc lucrurile astea, să intrați în finală. Bun, perfect. Este perfect totul acum. Să sperăm că totul să fie pe placul vostru live-ul ăsta. Și când se vor deschide mărciurile, o să vă anunț. Da, o să vă anunț și o să fie totul foarte, 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 foarte frumos. Regina YouTube-ului, da, cine? Normal că eu. Mulțumesc cu voi, pot să îmi spui Escobar. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari și legat de hateri, ăștia nu sună prea fan să fie primit. Credite la mea. Mulțumesc, Raul, mulțumesc mult, Lucid România, Lucid. Vreau mare spam pentru ei în chat cu Lucid România. Haide și nu uitați să intrați și voi pe serverul la TPU, serverul în descriere. Dar oricum puteți să scrieți, să scrieți Lucid România pe search acolo la Fiverr și vi-l dă acolo, sunt ei. Vă pup, vă pup, vă pup, vă pup, vă pup. Bun, haideți să trecem la treabă. Trecem la trebuță. Ia rupe asta somnonia. Ia uitați-o cum doarme. Vai de capul meu. Vai de viață. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Oh, asta din partea asta, ăia din partea cealaltă. Firea dracu de proastă. Uitați și voi cum face, băi frate. Mă, rasa ta de handicapat, te-ai pășit în pula mea. Dane, nu. Firea dracu, și cum miroase a cald. Aolo, Danela, nu mai sfărăi. Danela. Mă, loc, îmi face, nu pot să cred, nu mai dorm cu asta. Împuțită dracului. Deci e împuțită rău de tot fata asta. Cici face bine, Cici e la zoo acum, momentan. Ce dracu, că se zbor urechile dracului, să dormiți cu una ca asta în pat. Dracu mai doarme cu asta. Danela? Nu mai sfârâi futus Dumnezeu, băi, de handicapat. Scoală. Danela? Care Danela, tu vezi că pui mâna pe curul meu, handicapat cu dracu. Fă scoală morții, mătii, scoală tu zgura, mătii de... Ce dracu mai scoală pe asta, că nu pot să scol pe asta. Ce ai, mă? Da, nena. Nu știu ce visează asta, eu nu știu ce visează. Așa, David, pune mâna, David, așa. Așa, David. Așa, David, bagă mâna, așa. Oh,
Ce ai, mă? Dumnezeu, măti, scoală dracu odată! Nu pot să scoală dracu. Nu pot să dau pasta jos din pat. Nu pot să dau pasta jos din pat. Scoală futu-s biserica. Chica, I like that? Uitați, dracu, cum face! Uitați cum face! Fa! Mă, cavrău, mai ușor să fii morții pe de tu m-ai trezit! Eu nu, nu te-am trezit eu! E ce pula mea la... Da, vizi, măte, astăzi și mâine, dar nu, 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 am uis-o! Ăla m-a trezit, fă, că da, mă, ăla, horna, pe... e, horna, ave... e, horna e, horna e, horna e, horna e, horna e, ești, ești, horhănește pe aici, atâta și fă-i ceva, că nu se fac... Băi, te peși... Nu sunt mă, dau, mă, te ajută-mă! Ajută-mă, Danina, că pute de mori! Mati s-a sfârșit și mâine în gât s-a sfârșit și ție și ție putu-vă în gura, dați drențele, dracu, nu mă lăsa să ador când am noaptea cea mai frumoasă, nu mă lăsa să ador, băgava și pula în gât. Putem mașini dumnevrangheaua mătișa, mătișa lui tactu. Cunoaiele societății alea, dracu, să fiți de handicapați, te iubesc. Poți să știu ce ai cu mine? Ce dracu ți-am făcut eu ție? Păi cine m-a trezit ia de fără pe David! David, David! Care bună dimineața, știu cum face asta, zici că e porc în căldură, așa face asta, firea dracu de porc. Dacă l-a trezit un os, tu știi cum face David, mă. Da, dă-i dracu, că ăștia amândoi trebuie să stea, frate. Asta sforă, e face ca toate amuțele pe acolo, ca tot sporcii. Mamă, dar să vezi ce sufeșit David, bună Dumnezeu. A picat perdelile, trebuie să le pun la loc. Mama, a picat, a picat în cuiala după perete. Hai că am picat. Ce are ăsta? Nu știu, lasă, vezi aici de căpă. Ajută! Hai mă, sus, am ce dracu înseamnă fă asta? Fă-mi o cafea. Eu să-ți fac mă cafea? Mă cafea, sclavo. Bagă-mi adrenalina. Sclavo, mă faci tu pe mine? Bă, fă-mi cafea când îmi zic că o să moară copiii mei, că m-am sculat cu fața la voi. Scoate-mă afară! Aici stau și să mor de să fac eu vreo cafea ție. Să-ți facă măta din coșciu cafea și gagicătul de sus din pas să-ți facă cafea, că eu nu-ți fac nicio cafea, că-mi bag pula în tine, în cafeaua ta și în tot ce ai tu mai scump îmi bag pula, ai înțeles? Chiar nu mă interesează ce vrei tu, eu nu-ți fac ție vreo cafea vreodată. Așa că te rog frumos să te duci frumos să-ți iei... Taci morții mătii acolo sus. Te duci frumos, îți iei cășcuța, cășcuța, așa frumos, îți pui zahărelul și cafeluța și vezi tu ce faci, că eu cafea nu-ți fac. A! Te morții mătii de-a zdreanță. A, dracu, jegoasă! Te-a încărcat bine rău. Mamă, l-a încărcat bine rău. Virea mea, dragostea mea. Măi, păcă, asta mi-a făcut una în gură. Uite și tu, mi-a întins tot rujul pe gură. Bună dimineața. Fă-mi cafeaua că nu sunt în stare, fă-mi cafeaua. Eu nu pot să dau unea, iubire. Bună dimineața, iubire. Fă-mi cafeaua, lasă-mă. Ce zici? Nu pot să dau unea, că aș da și una pe ea. Vrei să dai în ea? Nu, păi nu pot să dau unea, că nu-mi stai. Eu îți fac, că vreau să dea în tine, mă. Auzi. Ca... Cine dai mă tu? Bă bulă. Bă negrule, bă urâtule. Bă cioară. Bă Poca, vezi că aici bă, ceva, Poca, uite, ești murdar aici, ești. Dă te. Ia dă numai, dă numai, ia dă numai. Vezi ce bucată stă după aia. Care mă, uite aici, ești murdar, ia uite-te. Ce faci mă? Aaa, mai fac, mai glume de astea le faci. Aaa, ai bulă. Băi, dintr-o lovitură headshot. Fă, fii atentă. Ia zi. Două linguri sau una? Dar ce ești îmbrăcată? Care două linguri. Gata. Cu lapte. Cu lapte. Te iubesc mult. Zi fă. Cu lapte, Zuzu. Zi, zi, zi. Avem și Mili și Zuzu în frigider. Haide zi. Mili mănânci tu, băi, proxy. Po, proxy.
Proxy. Dar știi, voi știți că, băi, apa de la Proxy, aia plată, băi, are gust de... Eu nu beau decât aqua carpată. Apa are gust... Dă-dă asta, mă, de... Ia-mi de pula mea de aici și lasă-mă în pace. Ce mai imis tu pe mine? Păi da, voiam să zic că are gust de ăsta, de... Ai zis, are gust de... Auziți? La noi, aici, la nebune, aici, veniți aici. Auziți? Are gust da, de... Da, auziți? Eu vreau să mă întreb ceva. Întreabă-mi de ceva. Da, să știți că da, gata, eu știu. Nu glumesc. Daniela, are păi gust de... Poliția, poliția, nu e ambulanța, e poliția. Are gust, de ce face cu aspiratorul? De... Ce-am zis că are gust, mă, ascultați, mă, hai veniți un pic, vă rog. Daniela, are gust de... Face ca aspirator. Bă, ăsta, de ce are gust de aspirator? Ăsta vă spune de aspirator. Are gust de aspirator, cu aia. Daniela, tu sigur știi că ăsta merge? De fier, fă, fătute în gură, are gust. Gata, că mi-am lăsat aminte după 10 minute. De ce are, de ce? Ce are gust de fier? Apa de la Proxy. Iubirea. Da, a, de fier. Nu, da, fă din alea de țevi ruginite. Da, mă, da. Hai să întreb ceva. Cred că apa minerală la ei sunt bășinile, nu știu. Cred că s-a bășit într-o sticlă și a pus apa. Gazi. Tu vezi că s-a îmbrăcat David astăzi. Cum e îmbrăcat David astăzi? Vă place? Păi... Auziți? Eu sunt sincer cu voi și nu fă râs din voi, dar ăsta face cam urât. Alo, cu tine vorbesc, bă, cu te da, iubire, da. Ce e cu îmbrăcămintea asta? Păi, vezi tu... Unde ai fost? Păi am fost la magazin să-mi iau hainele astea și am văzut aha, că... Aha, la corremă! Ce magazin? Unde te-ai dus? La din ăla cu reduceri pe OLX? Ai luat de acolo, dar pe Facebook, dar pe Facebook așteptat, marketing. Bă, așteptat da. Black Friday ca să-și uite. Da, fă, uite aici. Ia, ce este? Food shop. Food shop? Da. Da, pe Food Panda ți-ai tu haine? Păi, da, pe Food Panda să ia mâncare, mă, dobitocule. Ia, dă-mi o comandă de Mac, fii atent. Mi-e două meniuri Mac Chicken, două sucuri Sprite. Și da, stați un pic la alea două... Nu, o porție de cartofi normală și o porție de cartofi cu cartofi din aia crilionțați, așa crezi. Da, iubirea, și mesc cu ei. Așa zic, și-o crilionțați. Da, dar spune că spray să nu pună apă sau gheață. Spune da. Acolo la mențiuni, fără salată, obosită din aia, că-mi va pune în salata lor obosită. Da. Și acolo la spray fără gheață și fără jumate apă, jumate spray. Ok, gata. Deci dacă... Apă pui cu zahăr jumate, nu-ți mai place. Dacă pui jumate apă, bă, pula morții tăi. Poți să scrie așa? Nu știu, la mine să nu fie apă în spray sau în spray, că să mă rog copiii mei, dar nu-i dau în judecată și apă, pe aia. Da! Okay. Fă firia aia dracului de handicapată, tu, noi azi avem proces. Am vorbit cu domnul și ne... Așa, că avem azi din domnul în judecată, fă, câștigăm procesul ăla. Dar cum câștigi tu procesele, mi-e cam frică. Nu, că... Fă, fii atent. Tata asta, crede-mă după mine că l-am plătit pe judecător să fie în favoarea mea. Înțelegi? Ești deșteaptă așa un pic. N-are cum să pierde, bă, ascultă-mă după mine, n-are cum. Bine, perfect atunci. Bă, pula. Da. Fute-mă și pe mine. Hai. O, bă, pula, ce ai? Credeai că te mă fuc cu tine? Uite să le pus pe alea care le dădeai palme la curs, nu pe mine. Era asta, mă. Tu, de ce râzi? De ce râzi? Da, tot ce râzi? Da, tot ce râzi? Din cauza ta m-am băgat. Fă aia, pune și mie un Netflix, un ăla, o ceva. N-am plătit Netflix. Izamena! Când vii tu, mă, la n-ai plătit abonamentul. N-am plătit abonamentul, mă, aveam pe iPad. A zis fractul meu, fratele meu, că... Din cauza mea aveți și că am intrat în bele. Da, el are compania aia. Bă, dar mai spală-te adic... dracu pe cap, că nu vezi câtă mătreață ai în capul ăla? Dar nu-i mătreață. Bă, uite. De capul meu, bă, Daniela, ninge la el, vine a venit. Cred că ai zăpadă dacă uite, nu-i așa mătreață. Nu-i mătreață. Mă, cât are și tu, are coși de-alea. Că dacă frec o dată de două ori, cred că ninge. O să ne zăpezim, fă, așa, cod uite, galben uite, de zăpadă, fă. De capul tău și de zilele tale. Ia, cine era?
Eu refuz. Hai fă. Deci. Hai zi. Uite, 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 uite. Ia vedeți, curge? Nu. Ce să curgă? A. Nu curge nimica, nu? Ce faci așa? Ce vrei să ne dovedești? Că nu, că curge, nu curge, nu curge mătreața din cap. Cum mi-a intrat ceva în ochi. Așa. Stai la o parte că mi-a intrat ceva în ochi. Stai. Mă duc la chiuvetă să mă spăl. Au, pula! Ce ai, păi, Isabelo? Da. Bă, pula, cum te-ai... Bă! Da. Ce? Focus, focus. Ce-a făcut? Aici. Da, spune. Da. Sună-i pe aia de la Mac. Da. Și spune-mi să-mi scoată varza aia obosită, salata aia sau ce pula mea pune aia acolo. Și să nu mai pună slobos din ăla sos din ăla așa de mult. Că mie nu-mi place așa de mult, că-mi vine rău și-mi vine să vomit. Auzi, mă? Da. Ok, imediat. Vă dai acolo IP-ul, Adi, intrați și voi pe server. Dacă nu scrieți Lucid România și vă-l dau. Imediat, imediat. Dacă vreți să vedeți cum este serverul. L-a lăsat pe ăsta să vorbească? Da. Ia să-l fă. A? A? Alo? 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 A, a. Ce faci, mai? Cu... Ai venit să-mi faci lemnile, Nea? Păi, Brei, stai. Cum adică? Brei, eu am venit să... Brei, eu am dat... Eu am strânat la McDonald's. Aha, s-o dat de gol, Danela. S-o dat. Bă, ce lemnii? Care? Brei, eu am strânat la McDonald's. De ce râzi, Brei? Vrei tu-ți bagi joc de mine? Gogoșa, nu vrei, mă! Care gogo... Ah, Danela, e clar. Ea, da? Faceți parte la telefon. Bine. Da, râzi, bre, râzi, da, râzi. Da, uite-te și tu, na. Da. Deci te-ai fost cu babă. Tu te vrei să te-ai lămnă. Uite-te, 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 e McDonald's, uite-te. Da, uite-te, uite-te, uite-te. Nu, uite-te că e numărul de la McDonald's. Uite, uite-te. Numărul de la McDonald's și aia sună să taie lemnii. Lemnii, du-te, dracu, cu accentul tău. Iubirea mea, te iubesc. Uite-te, uite-te că nu, uite-te, intra ei pe site și sunt din nou, vrei? Ia sună-mă din nou, ia. Mă jur, mă jur, mă jur. Mulțumesc, Ana, te pupana, te pupana. Mă jur, deci mă jur. Mersi mult. Minte, Danela, minte. Băi, ești nea zic, am ești ce, bă? Da pe difuzor, da pe difuzor. Ia, ia să ascultăm, hai, mai repede. Ia. Stai, stai. O! Te. Cum mai pot? Hai că sună, sună. Da pe difuzor. Acum, acum. Vezi că se dă, să, lemnele se dau nașpa anul ăsta. Tirul de lemne e 25 milioane. De euro. Milioane de lei. Euro. Vorbește în euro când tu n-ai bani în buzunar. Tu. A, eu n-am bani în buzunar. A, mă, ce faci? Ce... Orice să râdezi, bună ziua. Oh, oh, oh. Scuzați-mă, am sunat la RCDS. RCDS, RCDS, RCDS. Mercedes, chica. Mercedes, Mercedes, ce ai sunat? Imediat, imediat sunt pe aici. Dau pe difuzor, da? Da. Imediat. Ok, imediat. Fă, dar asta-i frost, mă. Ai te găsit deja de 4 ori numele. Te pup! Gilbert, te pup, Gilbert. Imediat. Hai că deci, nu știi să fornezi, nu, fornezi? Fornezi, nu mai forna, mă! Fornează odată, forna, n-ai să-mi fornezi! Dar cum te baniază? Ce dai de-n gură? Fost banii mulți cu voi, pot să îmi spui Escobar. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari. Mulțumesc, Raul, te pup, mersi mâne de tot. Bani să fie primit, credite la radical. Hai că-mi bag pula și-n tine și-n mecul vostru. N-a creștere. Ce creștere, mă? Poftim cu ăștia, ăștia la McDonald's. Ce asta e? Ce vrei să faci? Asta e acum. Na, uite. Mă sună la mec odată. Păi, asta fac.
Nu vezi că nu răspund. Alo? Da, alo. Alo, în legătură cu comanda de la McDonald's. Comanda de la McDonald's? Cum adică? Ce comanda de la McDonald's? Vedeți că am făcut comanda acolo și am... Mi-a închis. Tony Sherb, mulțumesc mult, Tony. Gay, vorbești cu bărbați? Hai, fă, lasă-l, dracu, că nu mai mănânci astăzi. Hai, fă, sună pe aia. Mănâncă răbdări prăjite. Luca Chris, mulțumesc și ție, Luca Chris, mulțumesc tare mult. Te pup, te pup. Hai, fă, sună pe aia, vezi ce se întâmplă, haide. Ia, dracu de fanarama, păi mă, te dau, ia, lasă-mă în tatu! Rasa, măti, mă pupă mine, pupa mei, pisa în gât. Da, da, da. Lasă-mă în pace. Haide. Dă-te. Daniela, zici că am omis după mine. Daniela, 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 Daniela. Marș în bucătărie. Du-te și tu cu ea. Cu el, hai, du-te cu el. Hai, hai sună. Așa, cum o chema, fă? La... Laura. Laura. Laura... Laura Kick. Fac banii cu voi, pot să-mi spuiesc cu bar. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari. Și legat de hateri, ăștia nu sună prea fan. Să fie primit, credite la radical. Mulțumesc, Floricu, mulțumesc tare mult. Arlo. Mulțumesc de sufletul. Alo. Bună dimineața, doamna Laura Chec. V-am sunat că vă dau în judecată și vă așteptați la 12. Vă plecați, mă, de acolo! Și vreau să vă spun că o să câștig procesul, nu mai sigur azi. Mulțumesc, Carina! Auzi, fă, căci că mă face retardat aia care a fost atunci cu mamuța. Ce mamuță, fă, mai o singura mamuță tu. Da, braco, da! De aici, de cotopârniță. Mulțumesc, Dăduțu, mulțumesc mult, Dăduțu sau Dăduțu. Da, fă, lasă că vedem noi cine câștigă procesul. Nu mă mai zi tu pe mine cu legea pe 1000, pe 23, pe chiul meu. Scur pe 2, să moară copiii mei, te dau în judecată. Să vezi ce-ți iau casa, mașina, banii și aia, dă-te rasa, mă, ci dă-te. Mulțumesc, Alexandru. Ai, la revedere, du-te cancerul, mătii. Ia uite, fă, mi-a închis înainte să-i închid eu. Mamă, e prima oară când se întâmplă lucrurile astea. Fă, fă, chiar că prima oară, fă. De donații, fanii mei sunt cei mai tari și de tari. Ăștia nu sună prea fan să fie primit. Credite la radice. Marius, mersi, da, e rip știrbuie, e rip. Da. Zi. Ce facem? Care e următorul pas? Următorul pas? Păi n-ai zis, ai sunat la judecătorie, ai văzut care cum se trebuie, că tu îl dai în judecată. Tu îl dai în judecată. Să sun și acolo? Păi, normal că trebuie să sun și acolo, nu? Sună la judecătorie și vezi. Fă. Pe domn judecător? Da. Nu știu, fă, tu știi. Ia, cred că e de pe net asta. Te văd. Taci, mă, dracu. Vezi? Ce? Vedea mila în tine. Ok. Așa. Nu, eu! Nu, gata, gata! Stai spotul! Eu. Arlo! Domnule judecător, Daniela Spintecătoarea, șefa judecătorului. Haideți să ne strige 98.000 astăzi, vă rog! V-am băgat și eu ceva pe dreapta. Da? Da. V-am băgat ceva pe dreapta. Și să-mi spuneți dacă câștigă procesul. Da, da. Da, azi la 12:30, vă aștept. Da, cu doamna, cu, pardon, cu curva Laura Chec. Cu psihologista. Mulțumesc, 3000 de like-uri, haideți cu 3500 de like-uri. Psihologista aia sau cum îi zice, fă. Da, așa. Psihiatră. Psihopata, da. Cu psihopata. Așa, vă aștept acolo și vreau, vă rog, din inimă să... Știți că v-am dat acolo pe dreapta ceva și... Bine, hai, vă mulțumesc din inimă.
Doamne ajută. Mai bine. Bine. A. Gata, fum. Gata? La ce oră? 11:30. Și câte ceas? Câte ceasul? Stai pe tol o dată. Și câte ceasul? 11:50. Hai să mergem. Hai. Hai. Du-te scoate mașinile din garaj. Du-te la mașină, fătuos, urusuros, dacă nu e urusuros, ne despărțim. Mă, acum, așa, bă. Păi și dacă nu e rus? Urus să fie frumos, mai bătă. am înțeles asta. No, maxim Lamborghini, da, mai jos de Lamborghini. Azi dimineața am uitat să spun, vezi că ai primit și un mesaj pe telefon, nu știu ce dracu era, de la... Ce mesaj? Digi, de la Distrigaz, de la ăștia, vor să... La Distrigaz? Distrigaz, da. A, da. Fă, e. Echipa. Da, bă, echipa. Noi ce? Încălzim motorul? Da, stai puțin. O să-l încălzim imediat. Stai puțin. Încălzește mie și mie, așa. Bă, ce se scrie? Echipa. Cristi și... Ilie. A, Ilie, da. Aștept. Am crezut că zice casă. Casa. 5821. Strada Mioriței. Mă duc, mă cag, mă pis și tot nu termina să le citit. Să schimbați. Ce să schimbăm? A. Ca. Câte ia să citesc? Ze. Ia, fă și citește, că-mi fac pula în el la telefon, citește și tu! Ia, fă, citește tu, că eu nu am ochelari! Citește, futus, citește! Mai, gata. Vezi că ți-am scos mașina din garaj. Citește, ia și citește și zice. Nu, gata, promit că tac. Citește! Nu știu să citesc. Ce s-a întâmplat? Dar nu știu ce să citesc, că nu... Citește aici, că am primit mesaje la Distrigaz, că mă așteaptă pe mine și pe... De la cine? De la Distrigaz? Ia vezi ce zic, se crie acum. Stimată domnișoară, în perioada... Care domnișoară, mă, că e Cristi și e eu cu asta, trebuie să ne costumăm. A, ăsta era de la abonament, a, da. Ce-am făcut, chiar am restricție. Nu, ai primit un voucher, nu. A, nu pot, sunt scenele fixe, nu pot. De-a dreau ori. Da, 150, acum de sărbători. Mordă, mulțumesc tare mult! Hai, dă-mi telefonul, coacă, citesc o singură, că până-mi citești mai mult, mai repede citesc. Păi, scrie acolo că trebuie să vă duceți, că ați primit... Hai, gura, taci din gură, dă-te, fă! Ce scrie, fă? Ia că-l sun eu pe ăsta. Nu! Putu, sunați un mătii și... Încălzește mașina aia mai repede. E încălzită. Îmi e frig. Alo! Am nef, ia te-l! Fă, vine! Așa, da, Cristi, da, sunt nevata lui Cristi și a lui Ilie. A lui Ilie, da, e momentan plecat, dar spuneți-mi că-i transmit eu. Da, azi la 5, după amiaza, da? Aha, da, se rezolvă, nu e problemă. Și afară, să vină cu gazele, cu distri gaze ăla. Gaze. Da. Suntem nu că e în duș, Cristi. Las că vi-o dat pe nevasta lui Cristi. Oh. Ia. Alo. Ia. Yeah. Aha. 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 10.000 de ron. Da, păi avem avem scule foarte, foarte scumpe. Credeți-ne că își fac treaba exact cum trebuie, iar soții noștri chiar își depun munca și sunt perfecți. Adică au atestat, au școală, au de toate facultăți. Da. Mhm.
Perfect. Nu că vă face o treabă excelentă. E o treabă excelentă pe care o face. Nu, stați liniștită, doamne, da? Stați liniștită. Nu, nu contează. Nu, nu contează. Stați liniștită. Chiar dacă este mai bătrân, nu contează lucrul ăsta. Noi ne facem... Adică ei își fac treaba cum trebuie și o să vedeți. O să rămâneți uimită de ceea ce poate să vă facă acești domni. Bine. Vă dau acum pe soția lui... Kidding. Mă duc... Mă să mă cac, pa! Yeah. Șefă, bravo. Gata. Mă, tu ce aștept să mă linci în pizdă, să mă suștă pula, dar ce? Hai să mergem, hai să mergem. Dar stați așa puțin. Ia stai să văd dacă pot să fac asta, să schimb de aici, ia stați așa. Na. Domnule Lucid România, sunteți... Gata. Așa. Gata, domnule Lucid România. L-am pus mai așa, dar nu contează. Noi să fim sănătoși. Sau? Hai să-l facem cu trebuie. Ne jucăm cu astea pe aici. Gata. Gata, domnule Lucid România, sunteți... E mai rău. Gata, l-am pus. Gata. Să se vadă acolo numărul care sunt pe server. Nu se vede bine. Cum să nu se vadă bine? Mă vedeți mai sus? Ai stricat tot. Cum ai stricat tot? Nu mă așteptam. Ce-am stricat? Nu, gata. O să-l pun înapoi după live, dar se vadă aici numărul de, de player care sunt pe server, drăguții mei. Să-l punem după aia. Hai, nu mai fiți răi! Se vadă acolo! Nu se vede bine. Cum să nu se vadă bine? Gata, poți să-l pui la loc. Nu e frumos! Nu ne trebă! Nu ne place! Ce-ai, mă pun jos înapoi? Mă pun jos înapoi atunci. Mă pun jos înapoi. Mă pun jos înapoi. Fac bani mulți cu voi, pot să îmi spuiesc cu bar. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari. Nu sună prea fan să fie primit credite la radical. Alexandra, îți mulțumesc, dar nu trebuia, mititica. Trebuie să-ți păstrez acolo bănuții. Stați așa să-mi fac asta aici. Gata, m-am pus înapoi jos. Gata. E, altă treabă, nu? Gata, nu vor, nu vor. Mulțumesc mult, Alexandra, te pup, mititică, te pup. Nu vor. Gata, viu. Aleluia, iubirea mea. A, ce? Aleluia, zic. Aleluia. Te-ai legat la șireturi, ce-i făcut? M-am legat la... Mi-am legat... Lindicul de... De rapid de aici, hai. Hei. Gata, m-am pus înapoi, gata, drăguții mei, m-am pus înapoi, gata. Dar strângem 3.500 de like-uri. Dar nu mergem aici, asta de schimbat. Ce se schimbă? Păi... Ele... Bă, unde vrei să mergi, chiar așa? Acum mergem la... Asta, mă, la judecătorie. La judecătorie, mă! Păi unde e judecătoria? Acolo, lângă poliție. Da, la poliție, să găsești. Luc, ți-l dau, dacă vrei, dar e doza goală. Dacă vrei doza goală, ți-o dau. Mulțumesc, Calimul. Mergi la judecătorul cu o jucărie, zic, nu? Mulțumesc, Calinuș. Mulțumesc mult, te iubesc, iubi-dubi-dubi. Trebuie să mai trag un pic de jos de la aia, dar nicio problemă acum. Auziți? Auzim, ia zi. Tu? De asta m-am oprit, că știi că o să facă la ceva nebunesc. Nimic, l-am văzut pe la cuvintele și m-am oprit. Aaa, mi-am adus aminte. Danela. Danela, mă auzi? Ce mănânci? I-am dat eu o gumă. De ce? 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 De ce ai făcut, mă? I-am dat o gumă, era, și i-a zis... Și am zis, bă, nu mânca că e iufte. I-a zis, nu, dar faci că eu sunt... Gumă iute? Sunt
Da, mă, de-aia e Airwish, de-aia, cum se numește. Și aia iute. De... Mă, păi da, nu iute, da. Bă, boule. Dar ce? Dar ce, acum? Mentolată, am înghițit o zicere. Mentolată, futu-ți gura în mătii, da. Auzi, gumă, da. Iute. Da, gramace. Trebuie să vezi ce te fut eu pe tine, iute. Ui! Au! Pe al meu dobitoc și mi-a futut un... Hacker! Hackeri! Alo! Ce? Ce alo, mă, băiatule? Ce alo, mă, bă? Doamne, uite și tu unde-le. Uite. Bă, pula, tu ești conștient ce ai făcut? Eu sunt conștient că în loc de 5, în loc de 3 am scris 5. Pardon, în loc de 5 am scris 5. Putu-ți Dumnezeu, măti, s-a sfut, da, idiot, da, e nap, da, prost! Bă, ăștia sunt în a doi. Suntem în a doi? Suntem în a pula! Suntem în a doi! Băi, tu ne-ai băgat în casa adminilor-ul, că ți-ești curut tău. Oameni, da, da, bitoco, dracu, da... Băi, cu aia... Prostul, dracu, da, inap, da, idiot, da, prost, da, tâmpit, da, dobitoc, da... Concedeați pe ăsta! Dați-l afară de pe post! Hai, de capul! Doamne, ferește! Să-l concediați! Dar nu eu... Mă, hai Chobi. Să, hai să, haideți de aici. Închide ochișorii, Iza. Închide ochișorii, da, gata. Închide ochișorii, hai. Da, duceți-vă unul la poliție și dați-ne te... Am închis ochișorii, gata. Ia uite ce a făcut ăsta, în loc de, ce a zis, în loc de 3 a apăsat 5, ce a făcut ăsta? Nu vede tastele, ce dracului? Nu, n-e trăbă, eu am ajuns în a doi, la admin, în casa adminilor am ajuns. Aoleu, gata, am ajuns în a doi. Nu era hacker, nu era hacker, a dat din greșeală. Gata? Pauză publicitară, fă, pauză publicitară. Din nou? Ce din nou? Nu, iar nu, pauză, nu? Nu, nu, zic, a fost pauză publicitară, asta zic. Da, da, da. Pauză. El pauzaciones publicitariones. Des pauza se sta la mucho de pauză. Ești prost, bă, copile. Hai, doi, parchează. Parchează cu tine. Ce faceți, bă? Da-și, mă, drag. Mamă, mamă, mamă. A parcat-o și offset, mai bine n-o parca. Bună seara, bună! Doar tu prea prost. Suntem și mai șmecheri. Elibera zona, haide! Elibera zona, deci! Elibera zona, deci! Nu te apropia că frag. M-au zis? Stați pe loc. Ce faci, Izabela? Plecați-mă de aici! Te iubesc! Bine, iubește-mă în altă parte, hai! Pleacă-mă și mai tare! În altă parte, dar nu mai să voi! Pleacă de aici, la! Pleacă-mă, băiatule, da! Plec, les judecata de... Nu! Cum sunt morții tăi de handicapă, de ce dai ele? Pleacă-mă de aici! Bă, pleacă! Dacă nu ieșiți, vă dau glonț. Ia uite-mă la ei! Pleacă-mă, băi, ești retardat, ești afară! Iar mă și dă iar... Unde pula mea e judeca? Aici, aici că știu eu! Hai! Nu e judecătoria, mă, băga ea și pula în gura de judecător. Bă, unde? Aici. Arlo. Acolo, acolo. Bă! Arlo. Bă, bă, bă! Nu, 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 nu e treaba, nu e treaba, nu e treaba. Ok? Nu ok, nu? Să trăiți, domnule polițai. Un singur lucru de spus. Pocea, intr-o dată, pocea! Partea cealaltă, partea cealaltă. Ce aveți, fă? Unde... Aveți scaune libere. Unde ne punem? Unde trebuie să stau? A, eu stau în picioare sau cum? Stai în față, fă, cu aia acolo. Aici? Stai aici, cu... Acolo stă judecătorul. E locul judecătorului, domnișoară. Lângă scaune, domnișoară, lângă scaune. Eu sunt judecătoarea, că eu am venit să dau un judecată. Dar nu se poate așa ceva. E cum adică? Ești atât de inapt. Se poate judecătorii la baie. Bă, Muisto, ai dreptul să vorbești, tot mă rog frumos, să păstrați limbaj decent, că este o instituție de judecători aici. Mă rog judecător, cred că vă luăm. Puțin respect. Puțin respect, doamnă. Eu dau un judecată pe... Al treilea stil. Laura Chec. Alo. Cum? Puf, tu-s Dumnezeu, mă. Este inadmisibil așa ceva. Stau aici lângă prietena mea găleată. Stai aici. După ce plec de aici, mă duc să-mi fac analizele, că am luat vreo 10 boli. Moară copiii tăi. Cred că, cred că. Fiți-vă Kaiser-ul, domnișoară. Bun, bun, frumos, liniște, să lăbă judecată. Liniște, bun.
Deci, deschidem ședința și anunțăm procesul. Suntem toți aici, să înțelegem, da? Grefier? Da. Puteți să și numărați, da. Grefier, ceva lipsă martori? Nu. Nu? Toată lumea e de partea mea. Exact. Bun, dar este din ce văd eu un martor lipsă, că am zis că trebuia să mai fie încă unul. Nu, s-a dus cu cuțită treabă, nu mai contează. Grefier, sigur n-ai foaie? Eu știu că aveai o foaie, mi-ai venit azi Miloș și mi-ai dat cu foaie. Lipsește unul, dar e pe caz de boală. Stați aici a foaie. Pe caz de boală? Suntem 4000 de like-uri? Da, tatăl. Dar nu vrei să stai aici jos? Ce? Vrei să stați aici jos? Eu trebuie să stau în picioare, mă, boule. Ok, deci... O avem ca reclamat pe doamna Danela Sfintecătoarea, inculpată fiind Laura Chec. Ii avem prezenți ca martor pe domnișoara Xena Gladiatoarea, pe domnul Kennedy Johnson, domnișoara Izabela Căldare, domnul Poca Căldare, domnul David Spintecătoarea, Tereza Seducătoarea și Rozi Seducătoarea. Îl avem ca avocat de partea doamnei Laura Chec pe domnul Mihalache Mihai Ionuț. Cine e domnul? Domnul care este în stânga domnului. Este domnul avocat. Ia. Și avocat, din avocat. Ce am văzut, doamna Daniela Sfintecătoare, ați venit fără avocat la proces. Păi cum? Bănuiesc că aveți niște argumente foarte bune, să înțelegem. Că n-am... Eu vă păi spun și sincer, eu nu primesc din ăla. Vi s-a oferit avocat din oficiu, cineva s-a refuzat, motivul citez. N-am eu nevoie păi, de lemnele voastre. Stai jos, stai jos, stai aici. David, stai jos. L-am chemat acasă, nu aici. Eu nu știu ce. Hai mă rog, lasă, dai dracu, că n-am nevoie de imbecilii voștri. Mai bine mă duc dracu singur, stau singur aici și mă descurc eu, că sunt femeie independentă și plină de bani. Oricum eu câștig procesul. Cum ești mai independent? Proștiatica, dracu. Liniște, vă rog. Avem și un martor lipsă, pe nume Aurel Spintecătoarea, din motive medicale, dar a cerut să o lasă declarație de ce văd eu aici și citez. Să mă cacă procesul vostru, eu am refăcut curat la porți și se înrege de mai mult. Tu stata în gură să-ți fucă nici acum când am nevoie de tine, nu știu că mi-e. Bună, Damian, te pup, Damian! Dă coșciugur, umblătorul, dracu! Calmează-te, Daniela, eu. Am încheiat citatul. Uite, fă, nici tata nu e lângă mine, mânca la arcancer. Lasă, fă, că sunt eu. Și eu. Bun. Și păca. Constatând cele zise mai sus, procesul poate începe în lipsa unui martor. Deci, reclamatul Daniela Sfintecătoare a dat în judecată pe inculpata Laura Chec pe motivul serviciile de temă și natură psihologică prestate de inculpat nu au fost niște servicii oficiale care se merit plătite și au fost neprofesioniste. Normal. Declarațiile date de ambele părți au fost condamnate din ce pot observa inculpata Laura Chec și a răspunsat. Te pup, Alexandra, mitifică, te pup, te iubesc. Mulțumesc din tot sufletul, Sandra, trei avocați din oficiu care se țină partea. Aveți ceva de constatat legat de decizia dumneavoastră? Cine eu? Te iubesc, mulțumesc mult, te iubesc, mulțumesc mult. Dumnezeu cu mila, că cer să fie pe ei. În regulă, haideți să începem, doamna Daniela Sfintecătoare. De la ce a început tot acest scandal? Cum s-a ajuns ca dumneavoastră să apelați la serviciile doamnei Laura Chec? Păi, am într-o zi, cu soare, cred, nu mai știu, și am căutat pe internet o psihologistă din asta, psihopată, și i-am zis să vină că am și eu probleme mentale. Care ar fi acele probleme? Pot să dorm noaptea. Asta e doar una dintre ele, că le are pe toate. Nerivetente! Credeți că era nevoie de un psiholog? Ca să Da, am avut o problemă, am fost șocată cu anumite chestii. Bărbatul meu m-a înșelat de multiple ori și am o sechele pe creier, înțelegeți? Uh-huh. Le dădea palme unor femei după care le-a omorât, la așa și făcea trafic de carne, înțelegeți? Și ia auziți, mă dăm pula lui! Nu, pe tine, pe puca! Așa? Și vreau să-l dau și pe el în judecată următoarele zile, dacă se poate. Dar să terminăm procesul cu roșcovanca asta, cu roșcata. Bun, lăsând detaliile inutile. Așa?
din ce am înțeles din partea dumneavoastră, deci ați avut nevoie de serviciile ei pentru niște probleme personale pe care nu vreți să le includeți în acest proces. Nu, nu. Dar de ce nu le includi? Tași buca, dă-te-mi. Păi, include-le, fă, tu ia vorbește și tu, că pe mine deja mai pus să vorbesc prea mult. Liniște. Păi dacă tu m-ai dat un judecată, spune de ce m-ai dat un judecată. Că așa vreau pizda mea. Păi stai în piață, Daniela, tu ai vinde cu asta să spui despre David, nu despre asta? Doamna judecătorie, este inadmisibil așa ceva. Daniela, tu, Daniela, Daniela, ai spus? Daniela, ai spus că sunt traficat de care? E sigură de faptul că pe mine ai vrut să mă dai un judecată și nu faie? De ce? Bine, pentru că din cauza ta eu am ajuns cu sechele, eu nu mai pot să mai dorm la noapte. Mai blesteman, mi-ai făcut vrăși, te-ai dus la vrăși. Se gândește la mine, așa, și de-aia nu mai pot să mai dorm, că alt motiv nu văd. Continuând, domnul avocat Mihalache. Mihai. Da? O să vorbesc în prima instanță cu dumneavoastră, după care o să o ascult și pe clienta dumneavoastră. Deci, din ce am înțeles, din spuse și din ce a declarat doamna Daniela Sfintecătoare, clienta dumneavoastră prestează anumite servicii legate de consiliere psihologică și doamna Daniela Sfintecătoare nu a fost mulțumită și spune că nu are pregătire necesară pentru asista psihologic clienții. Da, bă, tu mai băscur joc de mine, m-a înjurat, își bătea joc, făcea glume din alea stupide, de l-a înjurat, bă, da, joc viața, n-am nevoie să mai vin eu. O las pe viață și gata, s-a făcut treaba, de făcut propriu. Liniște, vă rog, liniște. Păi cum adică, domnule? Am zis, mă, dă treaba ta, nu te întreba nimeni pe tine. Taci, poca. Ia, a vorbit și mușoară cu cuc. Taci, poca. Liniște în sala de judecată. Acuzațiile domnișoarei doamnei Daniela Sfintecătoare sunt absolut și sigure false. Deoarece, pentru că fiindcă, am aici acte dovedite cum că domnișoara Zis și clienta mea Laura Chec are acte dovedite cum că a terminat facultatea de psihologie. Dacă îmi permite să vin să vi le arăt. Vă rog, vă rog. De treabă psihologie. Uitați, avem aici diploma. Și toate actele care... Ce acte pe care vin cu mâna pizdă? O vedeți ca acest lucru. Da. Ce acte vrea să aduc asta? Moțatu, întoarce-te unde ți-e locul, puiule. Dacă stai cu cu ăla, se face gaură la cap ăla. Băi, vezi cum vorbești, băi. Am și aici niște acte care pot dovedi că am dat-o în judecată drept legal. Vă rog frumos să le vizualizați și actele mele. Vă rog din inimă. Exacte de decizie. Vă rog. Uitați. Vă rog să le citiți cu voce ta. Ce ai dat acolo? Crimă și ucidere de acum 2 săptămâni. Am greșit, dați-le înapoi. Ca să-i crie? Ia. Lăsați fără acte, lăsați așa. Vă rog să puneți dosarul la loc de pe raftul de unde... Da, acum. Bun. Acum o să vă ascult și pe dumneavoastră personal, doamna Urachie. Dumneavoastră credeți că v-ați rostit serviciile degeaba în urma apelului dânsei la serviciile dumneavoastră? Desigur, mi-am pierdut timpul, am rămas cu traume, v-au povestit faptul că efectiv stau cu o maimuță în casă care m-a răpit, care m-a bătut, m-a luat bani? Aveți acte că dețineți o maimuță? Refuz așa ceva. Vă uitați la doamna cu copia, e una dintre maimuțe și mai au o maimuță în casă. Nu te dracu de urâtă! Vă rog frumos să nu vă jigneți. Vă rog frumos să păstrați un imbaj decent în această sală din judecăt. Păi, dar de unde știți dumneavoastră? Adică vreau să demonstrați că noi avem o maimuță. Bărniță, unde ai văzut, fă, tu maimuța? Alo? Du-te, dracu, nu te uiți la tine, nu vezi că ai coș de gunoi în cap, dă-te, dracu, de nesimțită. Ia uzi că am dat drumul în capul tău, ți-ai făcut părul roșu și nu mai știi să-ți mai faci părul roșu. Ți-ai făcut coc în capul ăla să așează toate păsări, vezi că ai căcăreze de la toate păsări, de pe stradă, nu te dracu. Obiectez! Liniște, vă rog. Obiectez. Am de asemenea poze doveditoare, se găsesc în dosar, de asemenea... Bă, dacă faci tu poze pe proprietatea mea privată, fă. Am un act medico-legal care poate dovedi că are lezii la nivelul cutiei torace, zgârieturi și vânătăi de la un animal absolut și sigur sălbatic, maimuță.
Dacă vrei, poți să vin să vi le arăt. Bine, dracu, că n-a venit și dinozaurii să te ia, du-te, dracu, de aici. Uitați aici, domnul judecător, toate actele care sunt necesare. Vă rog să vă uitați peste lucrurile. Dar de unde refa asta poziție? N-am nicio dovadă, n-am nimic, am venit cu mâna în pizda, așa ca proasta. Certificat medic legal? Lasă-vă că tu ai mierliță. Lasă-vă că vezi tu că eu câștig proces, uite-te la mine în gură. Poze? În ce văd aici? Uitați-vă acolo, are zgârieturi și leziuni la nivelul cutiei toraice. Da, așa se dă, ce demonstrează faptul că a fost legat un animal de la noi din casă, că nu înțeleg. Păi nu este ilegal să deții un animal sălbatic? Dar n-avem animal, n-avem. Dar ai tu vreo dovadă că avem nevoie un animal? Normal, uite că în momentul ăsta să și arată toate dovezile. Trebuie să fii atent, șopcălie, că altfel pierzi firul conversației. Doamna, vreau cum să mai ieșim. Domnul judecător, dacă îmi permiteți aici... Dă-te, fă la o parte, dă-te... Pace, bă. Domnul judecător, mă iertați, vă rog frumos să... Poftim, spuneți. Eu bagă 10 lei în buzunar! I-a dat 10 lei! Bagă. Este inadmisibil așa ceva. Poftiți, fiți toți așa, domnul. Ia să vorbim între patru ochi, domnul judecător, vă rog frumos. Da, nu părăsim. Vă rog eu frumos, domnul judecător, dacă se poate. Nu puteți părăsia să te-ai. Nu, se poate să pleci mai dată în judecată, stai aici până când... Hai, de fac asta, aici să moară copiii mei, dar nu, îți rup părul când în cap când ești. Cred că au fost foarte mulți martori în momentul de față. Da, da. Deci, am luat o concluzie, o să mă sfătuiesc și cu grefierul, pauză 10 minute de la ședință și revenim. Revenim? Mă rog frumos, fără da. Hai să mergem afară să vorbim. Dă-te la o parte să treacă, domn. Haideți afară. Nela, hai afară să vorbim. Ai luat acolo? Hai afară, puțin. Mai pot doner, vă vine să plâng. Tot în regulă, doamna. Mergi, da, că la ultimul tău drum în libertate. Să bapu la morții, mă, nită nesimțită. Ia, Danela, vină, veniți încă un pic. Voi am crezut că merge, doamna. Fă, tu i-ai dat 10 lei? Mai mult la mine. Faci dracu să facă 10 lei cu judecător. Ai luat autobuzul greșit. Am avut autobuzul. 60 de lei, ce dracu să facă să-și ia o pâine și apă la... Fă, tu știi cât câștigă ăsta? Pe procesul ăsta știi cât câștigă ăsta? Pe puțin minimum de 15.000 de euro. Și eu de unde făcam decât un Lamborghini Urus și o avere, o casă, ce chilume vrea să-i dau mașina mea? Nu știu, fă, nu știu. Daniela, vrei să zic că ai puțin? Domnul judecător a acceptat și Lamborghini Urus, roz? Haide, veniți înapoi. Fă, de-aia, toată hai, fă, nu mai da minte, lasă că o să câștigi, o să vezi. Tu ai vorbele la tine? Da, mă, suntem cu tine, ce? O să ne ceară și nouă părerea, dar acum noi nu putem să vorbim în necunoștință de cauză, adică nu știm, știi? Adică știm, dar nu știm. Dar nu putem să vorbim dacă el nu ne spune să vorbim. Mă, cred că martorul lui Jehova ești tu. Da. Da, da. Sunt de acord total. Două zile. Am văzut domnul ăsta, deci de domnul judecător. Cred că le-a furat de acolo, de la dumneavoastră, de pe și a venit și acum. Ieși mă, copile, de aici. Asta deci de domnul. Ieși mă, copile, de aici. Trebuie să-i așteptăm și pe celălalt domnul judecător, că încă n-au venit. El decide și se va întâmpla mai departe. Te salut din fața secției. Haideți cu 97.000 de abonați. Bun. Cred că a fugit. Ce-am impresia. Hai în sală, fă că ne cheamă. Ne cheamă, fă, pe mine așteaptă. A, n-au fugit. Ne-a iertat, am fost să facem pipi, mi s-a blocat ceva în pizdă și... A, credeam că v-a spus. Obeul. Nu. Limbajul, doamnă, limbajul. Limbajul, mă rog, nu mai aveți așa și vulgar, vă rog. În regulă. În urma decizii luate, a constatărilor de donații fanii mei să vedea ca și mei. Am luat decizia că... Păi și pe martorii mei nu-i întreb, că am și eu martori, trei martori. Ești invitat să vorbească? Eu, vreau eu să vorbesc. Și eu. Dacă îmi permiteți, domnule judecător. Vă rog. Eu am fost de față când toată acțiunea s-a petrecut la noi acasă. Domnișoara psiholog Laura Chec, așa. Dânsa,
În prim plan a vorbit foarte frumos cu domnișoara Daniela Spintecătoare. Când Daniela Spintecătoare i-a spus toate problemele ei, a început să ia la mișto că a spus în felul următor, citez. Păi crești ăla, ce problemă ai tu la cap? Logic să fii și nebună. Adică... Obiectez. Liniște în sală, liniște în sală. Se poate să aducă, dacă vrei, declarația asta pe care o dai tu acum, că erai acolo, dar erai mai mult absentă, că nu te observa nimeni. Putem să facem ce crezi. Care eram tu absentă? Cum adică? Mă crezi fantomă? Ce sunt? Capser! Laura Chiac, un... du-te în Dumnezeu! Vă rog frumos să păstrați un ton și un limbaj frumos. Laura Chiac o cheamă. Că nu sunt la dumneavoastră pe câmpie. Împreună în aceleași afaceri. Că dacă mă pun să vorbesc despre afacerile lor, mai văd astea lumina zilei doar pe geamul de la închisoare. Te pot băga și pe tine în afacerea mea să-mi linci pizda. Bună, Alex! Nu știu de cători, vă rog. Iertați-mă. Următorul martor, vă rog frumos. Poate nu zici de bine ca să vezi ce ne despărțim. Hai. Bun. În roată instanță. Aveți mătreață, mă, Delta. E COVID-ul, mă. Luate joc de mine, nu? Nu, Delta. Luați distanța. Nu vreau să fiu... Coronavirus. E coronavirus, e distanța. Schiurile sau Sania, că dacă dai ăsta o dată... Domnișoară, vă rog frumos să faceți, că aveți corpuciți, că sunteți roșii. Te rog frumos să păsezi un limbaj decent. În orice instanță. Eu, cum să vă spun asta? Am fost de la început. Știu tot ce s-a întâmplat. Domnișoara psihologă, că altcum n-am o luagă mai mult. O luagă decât psihologă. Cum să vă spun asta? Pe direct și pe românește. Minte. Ok, aduceți argumente. Mai vorbim rate. Falsul în declarații, cred că știți dumneavoastră cum se pedepsește. Articolul 326 din înțeleg, e 125 alineatul a... Nu este adevărat, este paragraful 4, articolul știți, știu, 326 de din codul penal. Da, este paragraful 4 și știu tot cele. Bun. Ce e la paragraf? Spune ce și domnul Poleșis că este adevărat. Asta are martori mincinoși, că aia nu are știe martori, ce înseamnă paragraf. Exact. Obiecte. După cum știu eu, după cum știu eu, vă rog frumos să tăceți. Eu am tăcut cu dumneavoastră. Liniște! Bun, mulțumesc frumos, domnul polițist. Cum bine am spus mai devreme, domnișoara minte, dorești eu de la domnul avocat să îmi poată arăta o, cum să vă spun eu dumneavoastră, domnule judecător, vreau o filmare. Pentru că pe filmare se poate vedea, într-adevăr, dacă acea maimuță pe care domnișoara o luagă, mă scuzați, psihologă, spune că există la mine în casă, pentru că știți bine că suntem în 2021 și orice poze se poate să falsifica trucat, foarte ușor. Trucat, da, trucat. Nu înțeleg. Auzi, mă, zăpadă, zăpadă. Vă rog frumos, ascultați cum, cap. Ascultați cum poate să vorbească această domnișoară cu mine. Adică eu vorbesc frumos cu dumneata și tu mă iei peste picior. Domnule judecător, taci-mă un pic din gură. Auziți-mă și. Domnule judecător, puteți să mai citiți încă o dată motivul pentru care tatăl ei nu este? Deci cine trebuie să aibă grijă? Bă, și da ce vrei să-i vedenieze asta? Da, sigur, citim din nou. Deci Aurel Spintecătoare, din motive medicale, dar a cerut să lase o declarație. Să mă cac în procesul vostru, eu am de făcut curat la porci și să am grijă de maimuță, am încheiat citatul. Are un handicap, e handicapat, are doare pe creier. Păi dacă asta ar fi fost o minciună, stai că de ce avea grijă de o maimuță? Ca să nu mai spun că mi-am adus aminte, de faptul că m-a întrebat dacă cunosc pe cineva de la pompe funebre. Adică, da, fă pentru tine, du-te, dracu, de aici, că ești pe jumătate moartă, nu vezi. Petra, deci, nu ai, obiecte, nu ai o dovadă, n-ai o dovadă audio-video în acest caz, sau măcar audio. Liniște, eu rog frumos să vorbiți fiecare pe rând. Eu am întrebat de spus, urmăc pe fratele. Spuneți. Domnul Puca, din ce am înțeles că vă numiți, dar v-am invitat în față. Îi respectăm aici o ordine, suntem într-o instituție publică, ce facem aici? Dacă se trezește să vină fiecare la remul lui în față,
Ajunge aici sau la de nebun. Cred că am suflit mulci în părul. Bun. În acest moment, ca martor, nu am multă putere, dar solicit sancționarea domnișoare pentru limbajul pe care l-a adresat. Ca martor solicitați. Da. După pentru... proces solicitați ce vreți dumneavoastră. Păi stați un pic că... Vamă cacă. Nu... Adică... Ați venit ca martor, ați dat o declarație, dacă a, veniți cu dovezi, dacă veniți cu... Du-te la loc. Eu vă înțeleg că nu v-ați vă născut pe ne vedem noi, se vezi că tapăm în gură. David! Amenințări. Vă rog frate să vă calmați tătele. Haideți domnul Pocă, vă ascult. Sigur că David acum. Ce-mi faci? Declarație, dovezi, sigur, la onorată instanță. Mai du-te și mai bagă. Tot ce aș vrea să vă spun eu dumneavoastră este că această domnișoară, Daniela Spintecătoare, mai zisă și șefa acestui oraș. Iubita mea, adică? Și soția mea. Da, n-am auzit. Ok, bun, eu vă vorbesc frumos, da, n-am... Da, sigur. Această domnișoară a suferit, din cauza unor probleme. Foarte, foarte grave. Nu se pot spune într-o sală de judecată, pentru că nu toată lumea trebuie să știe problemele personale. Decât dumneavoastră și martorii, da? Ok. A suferit din cauza unor probleme foarte, foarte mari, în legătură cu familia, cu ce s-a mai întâmplat. M-a ascultat și pe mine cineva sau... Da, vă ascult. Bun, ce-am spus? Da? Ce-am spus? Toate că vine bulldozerul! Taci, tu-s bulldozer, să fie. Scăvător. Scuzați, avem și șobolani în secție. Da, Continuați. Vă rog. Domnul Poca, continuați. Da, mă scuzați. Bă, ce... Poca... Scos pistolul. Așa, continuați. Da, am înțeles că doamna Daneros s-a dus până la... Până la toaletă, e până la toaletă, domnul Șoară. E până la toaletă. A venit, Așa, deci mă ascultați? Baga pistolul nou. A luat pe la... Baga pistolul. Frumos, armă airsoft. Ce pistol, fă, n-am nimic în mână. Nu tu. Bun, vă ascult. Domnul Poca, vă ascult. Am uchit domnul Martor. Domnul Poca. Scuze, colegul. Domnul Poca. Nu, deci este inadmisibil. E a treia oară când încearcă să vă dea șpagă, domnul. Alo, domnișoară, vă dați telefonul ăla înapoi. Ce telefon, mă, boule? Domnul polițist, dar nu o vedeți ce face? Gata. Da, domnul polițist. Domnul Poca. Se pregătește pentru pușcărie. Am uchit domnul Poca. A vrut să-i bag... Ce-ai vrut să-i bagi? Hai, ții. Să-ți bag ție pula în gând, du-te dracu de cotobârniță, de ciocolătivare în dracu. Vorbiți frumos în momentul ăsta. Ce urât. Vorbiți frumos. A, nu săriți toți acum dacă n-a vorbit la pertu cu mine. Domnul judecător. Așa și? Așa și. Uite acolo cum vorbesc. Cine e? M-auziți? Da. Bun, perfect. Deci, domnul Poca, nu vă mai rosiți, sigur, degeaba ceva? Consider și eu vreau procesul încheiat. Obiecte. De ce să considerați procesul încheiat? Pentru că vreau să vă spun ceva. Eu vreau să spun ceva. Vă dau și pe dumneavoastră în judecată să fiu al dracu, dar vă dau. Vă termin, deci nu mai pot. Vă dau pe toți în judecată. Vă ascult, domnul Axena, vă ascult. Domnul Axena, vă ascult. Da, deci bună seara în primul rând. Bună ziua. Eu... Nu știu ce caut aici, deci m-a păcălit proasta asta de lângă. Deci mi-a zis așa, vino că e scandal. Și am zis că venim dracul la mol, că aici am văzut doamne. Uite, martor mincinoș, da, da. Sunt martorii dumneavoastră. Eu chiar mă știu când se termină. Cred că am luat autobuzul greșit. Deci dumneavoastră ce sunteți, avocat, că nu-mi dau seama. Ăștia nici nu știu de ce sunt aici ăștia. Handicapaților sunteți morți. Mulțumesc, Stevie, pentru donații de primul. Liniște, liniște, vă rog frumos, liniște. Deci am venit ca proastă aici. Domnul, vă rog, eu m-am întrebat, vă rog, este putere să vă fac. Deci nu știu, n-am nicio vină. Vă rog frumos, vă rog frumos, vă pot oferi, vă dau o mașină la polițist. Distanța. Gata.
Domnul judecător, cred că este copt. Hai mă, te bași tu ca supozitorul să comenteze, ai avocată, ești șefă, ești frumos să păstrați ești. În limbaj decent în instituție, mulțumesc. Ea nu e capabilă să facă absolut nimic, dar să păstrezi. Nu știu la dumneavoastră pe Tarla să țipați acolo la țară. Da, de la țară sunt în la viață. Liniște la țară, băi, nesimțitele, dar tu când trebuie. Băi, liniște în sală. Tu învață să te speli pe cap înainte și după aia să vorbești cu mine. Un avocat, vă rog frumos. În urma deciziei luată de instanță, reclamată Daniela Spintecătoarea va fi amendată pentru deținere de animale sălbatice în captivitate și vătămare corporală din culpă cu 10.000 de dolari. Ce, mă? Treacă de cotobârniță. O nesimțită. Oricum bă, face eu ți-am dat șpagă și astea și tu mă iei așa că îmi dai 10.000 de euro. Liniște! A sărit cotobârniță, gata, mă. Șpagă te-și la pușcărie, domnișoară. Și tentativă de pustie. Miroase a pușcărie așa puțin. Miroase a pula în gură. Măritul la 5.000 de euro. Să mi-e roșia țeavă de pușcărie. Uitați-vă și vă ce șpagă. Da, mă, fai mă, ce vrei. Ia zi-mă, bogata pământului, de umbli cu 25 de lei. Vrei să-l dau, să te-am trimit eu cu banca să-i dai șpagă? Stai cu minte, că dată-ți Dumnezeu, mă, te da sărăcii. Stai cu minte, că eu eram mult mai înalt, dar mă trage portofelul în jos. Făcă-ți o hârlă așa, dacă te-a spus pietrele. Am înțeles. Gata, am înțeles, gata. O să plătim amenda, nu nicio problemă, asta e. Da, o plătim chiar pe loc. Pe loc o plătesc. Nu puteți să plătesc. Pe loc vă vine decizia acasă. Lasă că vine acasă, haide. Aveți POS ca să plătim. Nu vreau să am nici cel mai mic contact. A, dar știți ce? Aia m-a păcălit, mi-a cerut 25 de milioane și nici măcar nu mi-a dat chitanță vaca. Să știți. De aici venea mirosul ăla de bălegar. Vă rog să păstrați distanță. Să știți că nu se plătește cu 25 de milioane. Da, domnișoara nu mi-a dat chitanță când mi-a făcut anestezie. Păi nici măcar nu mi-ai plătit. Aveți Instagram-ul meu în descriere. Fă, dar ce e aia psihologă? Bă, de ce plecați, bă, bă? Ce mai vrei să faci, mă? Vrei să dormi? S-a gata? Da. Da, hai. Bă, gameș, pula morții voștri să-mi bag de la tu. Ce ai, bă? Adică, bă, hai că începe filmul, hai să începe filmul, lasă. A fost bine, mă, ciup. Aolo, Doamne Sfânt, unde e ieșirea de aici? Unde e ieșirea de aici? Dracu, unde, pe unde plecăm acasă? Hai, pe aici, vino. Grație, dracu de handicap. Dă-te morții tăi de curvă. Hai să vezi și o bapa asta afară. Pe aici. Unde e aia făcut? Aștept afară. Nu, suntem pe Lucid România, drăguții mei, aveți IP-ul serverului în descriere. Unde e aia cu aștept? Țin să menționez că îi apreciez foarte mult că au ținut de parte Stream Sniper-ul. Aveți Stream Sniper-ii, aveți... Respectele mele. Nu te fă de aici, hai fă de aici. Nu te fă de aici. Hai că vă trebuie. Ușor, ușor, ușor. Colegul, ce faci? Haideți. Bă, ești idiot? Gata, haide. Hai acasă. Fă, ăștia-s cu tankurile epici. Mamă. Hai de capul meu. Du-te și ia mașina, Poca! Da, da, rămân aici. Da. Pleacă-vă de aici. Ce vrei, mă? Aaaa... Ia mâinile sus, mă! Hă! Ia zi, mă, ce nu-ți convine? Ce-a, mă, băiatule? Ce-a, mă, că n-avem... Hai, dați drum mai repede. Poate te duci tu acum. Învie. Da, gata. Haideți. Ce faci, mai reînviat? Taci, mă, în gură și pleacă o dată de aici. Haide. Dar nu eu conduc, nu eu. Nu, hai, conduc eu. Hai. Că noi avem treabă. Trebuie să mergem să... Păi și pe noi ne lași acasă? Vă las acasă, păi doar nu veniți cu noi, ce ai? Păi da, iubirea mea, te-am întrebat. Vă lăsăm acasă și noi plecăm apoi. Bine, iubirea mea, bine. Uai, că pușcă mașina. Vezi că tu ne-o mă. Pune și mie acolo, Chiki. Acasă? Acasă, da. Hai. Așa.
Îi lăsăm pe ei și apoi mergem la treaba noastră. Da, da. Opa, opa, da. Opa, opa. Aoleo. Iertați-mă, am ochelarii de zi. Ai grijă, iubire, mă te rog. Ochelarii de zi. N-am ochelarii de zi. Voi, de ce-s pe aici? Ce-i în orașul ăsta? A dat în spate, ne urmărește. Da, să ne punem unde ne urmărește, până în casă? Mă dau jos și dau glanț. Așa. Ce proști am făcut accident? Oh. Să știi că te ador, sper să te faci bine, te pup. Ah, donat. De. De fapt nu, că noi nu stăm aici, nu, noi mergem. A, noi plecăm, noi plecăm. Noi plecăm, plecăm. Hai, ne auzim. Bine, aveți grijă, pa, pa. Vă iubesc, adică te iubesc, nu vă. Hai că vă. Pa, Danela. Ieși. Venim după acasă. Bine. Poate nu ești acasă și ești la altă curvă. Du-te la de haine. Hă? Du-te acolo unde te-am pus. Și unde mergem până la urmă, cum se numește? Fă-ți vocea. Să fac spume dacă știu. Fă-ți vocea, fă-ți vocea. Hai, timp, fă, lasă că știu eu ce voce trebuie să fac, nu mă mai enerva tu pe mine. Bă, fii atent, stai așa, revin imediat, o secundă. Du-te acolo. Da. Doamne, tu zgâtul măti, că așa conduci tu, mă, băiatul ăsta, merge pe contrasens. Bună fata. Mă, care bună fată, mă, vede ăsta din mașină, mă. Gata, am aflat și locația. Hai, fă, uite, fă, zici că sunt handicapați ăștia aici. A. Bună fata. Bună pula. Hai, dă viață și de zilele te mele. Te pup, te pup. Eu... Pa, pupim pula. Hai. Hai la haine. Hai la haine acolo, du-te. Că e un haine mai îndepărtat să nu vină. A. Da, da. Aici, nu? Mai îndepărtat, nu? Hai, la îndepărtare. Stăm aici, hai. La îndepărtare, că e... Pula îndepărtare! Na 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 na. Ah! 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 Stai că-ți bag o melodie, stai că-ți bag o melodie. Nu! Nu! Dacă ai vreo melodie, ce bag o melodie? Nu vreau nicio melodie, n-am zis că vreau ceva. Ia, taci. Ia zi cât e tariful. Nu știu, încă n-am întrebat pe mata. Sunt Florin Salam și vă aștept la Bio pentru cel mai frumos program al meu. Ia, pentru cele bagă mai noi dedicație la asta. Doar la... Termin! Doamne, nici nu poți fac nimica. Nu știu cum se numește muzica, nu mă interesează. A, nu, că haide. Ți-arăt eu, prietene, ți-arăt haide. Eu acum. Unde-i adică sintale? Stai așa că le caut. Caută-le și zi-mi-le, după aia. Așa se îmbrace că vin toți ăștia aici și fac de bandadă. Toți, bă, acum pe toți au găsit, mă, acum i-au găsit pe toți, mă, se îmbrace, să se spele la chizdă, să mănânce floci, acum i-au găsit pe toți. Acum v-au găsit, mă, acum v-au găsit. Frate, da, aparem pe toți. Băi! Fă, par 83. Da, 83, da? La revedere. Băieții, mai sunt și alte magazine așa. Pentru haine, liberați și voi băieți, mai sunt și alte magazine, ia, hai. Haideți, adevărat, haideți. Hai, mă, plecați! Restul afară. Mai repede. Băi. Caută jocheta repede. Șefilor, vorbesc cu pereții. Asta era, nu? Da, da. 353. Da, mă, da. Bună ziua!
Mai în 3. I-am pus 4. E ok. Bună ziua, 142. Pantaloni. Bună ziua, ce faci? Băi, ori pleci, ori îți dau. Hai să mergem de aici, plecați toți de aici, vă rog frumos, haideți. Plecați de aici, că mai sunt și alte magazine de haine, nu mai stați aici ca copii, vă rog frumos. Hai. Băi, vă rog eu frumos, plecați de aici, că nu... Că poate și cu vorba bună, băi, hai să mergem de aici, haideți toți de aici, vă rog frumos. Da, mă, mai sunt și alte magazine, haideți că a deschis Doru din colț acolo magazin. La mâine cât ai? Trei, fă, trei. Bogdane, da. Dă-le respawn. Stai așa. Acum le dă respawn. Mâini și mănuși trei. Hai că s-au tirat. Fata, fa. Nu vezi? Ce e asta, la fel. Păi fa da pantaloni. E, de ce dai cele ești? Panorama? Da, da. Nu mai vorbește. E, eu îmi pun aici, fii atent, eu stau aici și mă simt și tu vii și îmi dai ce. Tu mi-ai dat. Dă-i mă drept, să mergi. Va fura cineva mașina, doamnelor. Sunați la poliție, domnule, sunați la poliție. Stai ca sun eu. Sunați la poliție dacă au fost fără mașină. Fără, pun de minus 1 la tot, la accesorii, la tot. A, la mâini. Eu am 3 fă la mâini, 3. Și am 3 mă la mâini. 3. Ia. Mamă, ce e aici de mașină? Fă la... La tricouri, la jachete cât ai? 353. Fă jachete 410, fă! Ah, donați. Așa, ochelari. Au. Stai fă, pantaloni, încălțări. Încălțări 38. Ochelari, ia. Așa. Ăștia erau fă, ochelarii nu erau ăștia. Ăștia făi mei, uite, ăia sunt, ăia sunt, ăia sunt. Ăștia. Da. Nouă, fă, nouă. Da, și eu am nouă, am nouă. Altă culoare ai. Ia, ce mai avem? Pălării, fă, pălării. Ia, ce avem la pălării? Ce fă? Erau, zero erau, mă. Pălării 66 cu 7. Pălării. Unde sunt pălării? La fel, alt magazin. 67 ai zis, mă? Alt magazin am zis. Ce fă? 66 cu 7. Las că pun așa albă. Ce fă? Pune o galbenă, ești tâmpită să fii meci. Meci. Hai, ce mai avem? Mai avem? Nu mai avem. Nu, hai la Paolo, Barbo, Barbo. Stai! Fă. Ce? Tricou, 14. Am. 14? Da. Aveam unghi. A, gata, hai, Barbo. Mersu, stai. Zici că ești Ben 10. În loc de ceasul lui Ben 10 aia pe metru, să moară Gibilan. Să moară copiii mei, că zici că ești cavou, mergător. Aaa, ne-a furat mașina. Nu e a noastră. Aaa. Hai, difă cu asta. Că e de la gaze. Uite, asta e mai bun. Hai, că nu mai e. A fost. Atent, mi-a scris umăt. Pune și mie la o frizură, la o frizură. La o frizură. Gata. Eu mi-am... Aolea, ușor mă, ușor. Că am rămas... Nu l-am văzut, fă. Am rămas... Ia uite-l pe ăla, ne udă. Udă-ne și pe noi. Am piesda. Am piesda să ne udă. Și-a luat unghiile. Hai să facem și noi ceva. Ba, bă, ia uite-l pe ăla cu Dacia, era să intre noi. Aolea, dar ce-a zis faia că e un moș, e bătrân, e bunică, s-o-i taică, s-o ce-a zis? E un boșoroc, făcă, și că nu-i merge draci ce-i merge pe acolo, nu știu. Că ne zice el mai multe. Băi, Ilie, aolea, făceai! Băi, Ilie, mai trebuie să facem treabă. Bă, ce? Trebuie să facem treabă cu dremuri, da? Da, trebuie să facem treabă, să ne luăm banii. Mamă, ce m-am speriat.
Hai, Tifa, să face treabă. Gata, hai să pune barba, Flocii. Hai. Hai, te rămâne fără mașină să vezi ce... Din ala le dau în gură. Aha. Care era barba? Stai că o caut. Douăzeci, fă. Opacitatea maximă, hai. Baga. Mi-a furat mașina, hei. Tac, tu mor și beat. Mă, ne dai nouă mașina ta? Ne dai și nouă puțin mașina să vedem. Da, ți-o dau eu, uite-o. Dă-mi-o mie. Colegul. Hai, uite. Dă-mi-o mie. Colegul, vei perează, te rog. Pup, te pup. Dumnezeu, sunteți Bob the Builder în kino? Da, Bob de pulă, da. Hai, să mă să-și dă penis. Păi, era un mort acolo. L-a încărcat, fă, să fie și mai mort. Fă, Ruju, fă! Ce Ruju? Lasă-l, fă, că nu-și dă seama. Lasă-ți, Ruju, că nu-și dă seama, că ești și moș. Nu-și dă unde seama. Și... stai. Nu-și dă seama dacă ești și moș, nu-și dă seama. Bună, echipeșile, bune, bune. Hai, donați, donați. Fă, dar n-am schimbat la mașini, 3 mașini, 4 mașini. Păi dacă ni le ciordesc ăștia. Da, serverul se numește Lucid România, drăguții mei. Merge și pe laptop, avem normal. Pace, uau, ah, uf, ah. O știi, fă pe aia de la Mr. Jube. Ia, stai așa, stai așa. A zis Conacu easy win, 16... Oh, au câștigat, a câștigat, vamos! Mulțumesc, chipeșile! Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mulțumesc, chipeșile! Pupi, te pup maxim! Normal că salvezi la inul. Gata! Mă auzi? Iubirea mea! Ilie! Stai, fă puțin! Că o comunic pe partea inlantă, să văd dacă e pregătit moșul. Costă 5 bani? Da, costă. Datoria! Datoria! Creditele la Radical! Mulțumesc, chipeșile! Mulțumesc, mulțumesc, Luciva! Mulțumesc din tot sufletul! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc din tot sufletul! Nu știu cât costă acum Five-M-ul, că l-am de extrem de mult timp. Ne strângem, câți abonați suntem acum? Câți? Haide, dați acolo, postați-ne peste tot, postați-ne peste tot acolo. Logic că vă iubesc. Ia zi, băi, Sandy, apormetua să-mi tai și mie gazele. Stai cu pupuța ție. Hai că-i dau! Po, parcă și noi la el în garaj, fă, nu se supără. Păi nu se supără, îți dai seama. Haide, bă, Ilie Cocica, avem aici treabă, trebuie să facem apometrele alea sau ce chinul meu. Sunt Cristi, mă. Hai, Cristi! 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 Da, mă, Ilie, mă! Care-i treaba, ia zi! Oh. Ah. Ha, mă, să mă răci, bine, dacă să mă... Să rămână! Să rămână! Până seara, Dumnezeule! Ne auziți, domnule? Ne-auziți. Putem să intrăm în casă? Da, da, știi că hai. Cu citirea, cu citirea. Ia spuneți, domnule, care este treaba? Ce s-a întâmplat? Spuneți-ne de unde a început problema. Domnul, ce face fă-sta? Ce face mă, să sicrie? Domnule, ce ai zis, fă? Ce-mi dă asta, fă, să sicriu? Ce a scris vagul? Ce a scris vagul? Că... Bună ziua, mă numesc Sile Vasile. Sunt surdomut. Bună, Nati. Și... M-a scris cu picioarele să mor dacă înțeleg ce scrie aici. Bună ziua, sunt Sile Vasile. Uite cum faci. Am o problemă. Acasă... Ce dracu? Trebuie să o rezolvați. Stai așa, zi. Wait, wait.
Așteaptă. Noi am venit aici, aici gine jos, să reparăm... Mă, Cristi, mă, că Ilie, mă, nu, mă. Stai, fă, că e scriu, e scriu. Scrie. Cum se scrie să? S liniuță A sau da, mă, S liniuță A. Așa. S. V. Re. Z. V. Problema. Ia. Ia. Ia, mă, se scrie. Ia, dă-mi cu-a. Sau... Spart... Gazele. Ia uzi, fă, căci că i s-a spart țeava. La gaz. Hai să-i reparăm, spune acolo că îi reparăm. Da, ce-i zic? Scrie așa că costă 10.000 de lei. Spune că costă... cum face. Bă, spune că costă 10.000 de lei. Te... Coas. Da? Ia fii atentă, fă, ia fii atentă. 10... Că, cum se scrie 10.000? Scrii și tu 10.000. 10.000. Ce-i, fă, s-a băgat cu capul în curul tău? Nu m-a leșinat, nu știu ce-a făcut ea. Așa, te costă 10.000. Tu surdomutul, mă, te... Euro, dolar, lei. Lei, mă, lei, lei, lei. Lei. Noapte ia. Bună celor ce zic la nani. Ia bă, pulă. Hai, te al dracu ce repede scrie și asta o să mă căcăi la două cuvinte. Mamă, dar băgațești, pula urât mai scris să mă fut în Dumnezeu, mă, că nu înțeleg nimic. A scris cu piciorul drept să mă rog. Oh, aolo. A venit aici. Noapte bună, copilași, dacă vă duceți la nani. Vă urez mâine succes la școală, da? Și ne auzim și mâine cu live. Ne auzim și mâine cu live, dar nu cu Five-M, da? Deci Candid by Daylight mâine. Mamă, cine-s toți ăștia, mă? Tu-s moșul, măti, care se scrie urât. Ce bă, da, urât scrie, fă, ia încearcă să citești, încearcă să citești. Nu știu, fă, că n-am ochelarii. Ia, dat respawn. Ia. Nu, du-te, fă, lasă-mă, hai, fă, să-i facem treaba, lasă-mă, dracu, cum să zic. Stai așa, stai așa, că... Ne ocupăm noi. Semnat by Vasile and... Cristi and Ilie. Așa. Ia, mă, ia! Nu, mai gata, hai că nu mai trec, gata. A, nu mai trec, gata, ultima. Fire al dracu să fii. Uite, fă, cum vine după noi, fă, uite, fă, mortăcinea, cum are pășină și crapă și ăsta vine după noi să vadă ce facem. Fă, spune să nu vine să vadă că noi nu știm ce facem. Bre, stai aici, stai aici, stai aici. Stai aici, da? Bre, stai aici. Stai aici, uite, aici, stai aici, uite, stai aici, hai. Stai aici, bre, hai. Tu! Uite-te la buzele mele și repetă ce zic eu, tu. Fata, asta n-am uitat. Stai. Tu aici. Tu aici. Tu aici, da? Hai. Hai, de fapt, vinem cu acă, înțeles. Mă, futu-s moșorogii, mati, stai aici. Stai aici. Da, aici, acolo, tu... Haide, fă vină. Înțeles. Mă, stai aici când îți zic. Bă! Stai aici! Du-te, hai, hai că noi mergem în partea asta, dar... Uite-te și tu că vine după noi. Cât de că-i frân din casă, fă! Hai, băiat! Sicriei, fă, sicriei! Aici, fă.
futut să mor, mă, tu mă citește. Hai, lasă-mi, vină un pan. Mi-a scris. Unde o avea fost ăsta gazile alea? Nu știu, fă. Cred că sunt jos. Sunt jos, ai de jos. Lutanța nu-i merge, nu știu ce nu-i merge. Da, dar noi n-am venit cu nicio sculă, cu nicio nimic, ce facem? Futu-s morți, măti, dar boșorul pentru patinat. Ai mă răbdare să scriu! Stai aici! Ia! Hai, vină un pan. Poate îl pun să facă un sudoku, un ceva. Ce ai pe sudoku? Fai, adus aia, cum se numește, de... Ai adus, cum se numește aia, fă, de lipește, aia care, cu lumini. Ce ai zis, fă? Vreau... Vrea să vadă cum lucrăm. Să vadă cum lucrăm. Nu se poate! Lasă-l, fă, că băgăm la aici, haide! Haide, hai, adus culele! Bre, stai aici că o să fie mare scandal, o să se audă bormașina, o să se audă toate astea, stai aici tu, bre! Stai că-i cer scule! Ia. Gata, am scăpat de el, vină încoa. Păi dracului, păi te dăm foc la casă, ăstuie aici. Hai de fă, ce se poate întâmpla așa de rău? Unde dracu ăsta? Contoarul. Aici nu e. Aici... Să nu fie sus, fă. Unde sus, fă? Ia vină cu mine. Sus afară la intrare, fă? Ia. Fă, adu bor mașina, dracu, adu ăla de ele. O valiză n-ai și pus-o și tu, firea, dracu, adu bor mașina. Ai o valiză cu o bor mașină? Un ciocan, un ceva, un din ăla. Fă, vin garaj, ia. Vin garaj. Uite-l, fă, aici, uite. Uite. Uite, da-te faci. Dă-te ușa. Ce ușă fă? Aaa. Ia, uite, fă contorul. Aici, lasă aici și vedem noi, hai. Hai, hai. Du-te unde ai mai du-te și adu ăla care sudează. Sudează ăla de sudat. Du-te-l mașină. Ce ăla fă? Da-i așa. Ăla fă care... Aparatul de sudură? Da, mă, da. Deschide borbagajul. Gata, fă. Așa. Așa. Hai să-mi iau de aici, din cutie, ce am eu nevoie. Ia vezi. Fă, dar noi nu-i facem... Fă, dacă ia ăsta foc după ce plecăm noi de aici. Hai, de fă, că nu ne interesează, noi ne-am făcut treaba să facă reclamații la... Auzi, fă, dar după aceea ce facem? Ia, fă, stai să vezi ce fac la moș, ia dă-te așa. Dar fă-ți treaba mai încolo, mai întâi acolo, stai așa, stai așa. Stai să vezi ce fac la moș. Ia fă, merge treaba. Ce să meargă fă, că nu știu ce face ăsta aici. Tu nici nu știi ce... Aș fă că bat conturul ăsta până dă ceasul înapoi. Uite-te cum face! Mă uit ca găina, vreme. Uite-te cum face, fă! Da, bre, lasă, ca știm noi ce să facem. Stai tu calm acolo, nu ne-e treaba. Nu ne-e treaba. Crede că nu știe ce facem, dar noi chiar nu știm ce facem. Partea a doua. Fă! Da, mă!
Păi ce faci? Stai că-i dau cu ciocanul în asta de-l ia dragi. Bre, ce ai bre, ce te apucă, ce ai? Ce ai bre, lasă că știm noi ce facem. Stai tu liniștit, ai tu încredere în noi. Ce? Vrei să plecăm? Fă, ăsta vrea să plecăm, eu auzi la el. Cum să plecăm, fă, fără să-i rezolvăm problema, ce ai? Sudează, fă, acolo, totuși îi spune că am terminat și gata, sau... Ha. Fă, ne arată muie, fă! Ce ai, bre, că știm. Uh-oh. Ia da-te, fă, că-i stric contorul. Să vezi cât îi vine factura, fă 20 de milioane. Futu-mi morții, mătii de boșorog infect. Stai, fă, stai că-l omor, gat! Stai, fă, că-l omor, lasă-l! Bă, bă, Gameș! Lasă-l că-l omor, gata! Păi să mă lase în pula mea să repar aici, asta. Care-i stricat supapa de la apă? Futu-ți Dumnezeu, mătii, să-ți fut! Fă, să mă dă afară, fă! Păi nu strie, nu-ți vine factura 20 de milioane, puteți morți, mătii! Tu-ți boșorogii, mătii! Na, că strica astea, filial, dracu să fii! Dă-te, fă, că-i strica astea, dă-i adraci pe aici! Ia dracii că-mi bag pula mea. Da! Bă! Atent, dumne, vrangheaua, mă, nu s-o testu în oglinda de la mașină. O, Lucice. Mergeți, haide, haide. Vă, l-ai omorât pe ăsta? Vrei, ești bine? Fă, ai făcut tot ce trebuie aici? Buața, bă! Bre, dar ție ți s-a urât cu binele, bre! Două dracu de treabă! Asta ta bine, firean, dracu! Ia uite-mă la el! Hai, fă la asta, du-te, dracu, că mai... Deci mai mă angajez să-l distrigați în viața mea! Dar nu-mi pula mea de aici, nu mai gata! Du-te, morții, mă, tine, boșorog infect! Ce dracu înseamnă asta, că nu înțeleg? Fă, ce i-am făcut fălul ăla, fă? Nu știu, fă... Unde mergem? Mergem acasă, hai acasă! Acasă? Mm-hmm. Casa Blanca... Cupi, Isabela! Ba, pula, lasă-ne, nu mai da stream snipe, că ești pe live obraznic. Terminați mai cu stream snipe-ul, terminați, sunteți obraznici. Ușor, 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 ușor! Unde și mie cheeky point? Stai, păi ia-o pe aici, ia-o așa, ia-o în jos. Doamne... Gata, știu. What the fuck? Mai ținem puțin live-ul, da? What the fuck, fă? Bastard bitch. Nu ne mai schimbăm, nu ne mai schimbăm, că ne știu doar. Fă, că mergem la așa să vorbim ca Ilie și Cristi. Da? Da, da. Ușor. Mulțumesc frumos pentru abonare. Nu mai avem portbagaj? Mersu, mersu. Da, da, da. În 10 minute bonus cu drag echipa Lucid România. Primi și bonus! Alti, bă! Cristi, hai odată! Ce dracu fumezi acolo, mă? Bună ziua, veni să vă repară casnic! Măcare problema voastră, măcare problema aia! Avem și noi... Ascultă frumoșelule, stăgeară! Avem și noi o problemă la...
Hai, acasă. Zi, ce, care... ce problemă aveți, mă, la ia vină tu cu mine să... Ia vină un pic. Ia. Ia vină hai, un pic. Hai. Hai, să ne arătăți de contul. Da, vă arătăm. Uite tu primul, băi, mustăcioară mică, ce ești tu? Ia tu. Acolo, frumoșel. Da, hai, acolo, acolo. Acolo, acolo. Hai, unde e contul? Dar ce mers să are muncă aici, poliția și mustăcioară. Fii atent, vezi aici, aici acolo fiorul ăsta. Da. Da, uite, acolo, acolo e butelia. Repară gazile. Ia, ce butelia. Vezi că de acolo... Da, pleacă-te, pleacă-te, așa cum îți place ție, pleacă. Te rog, pleacă-te cu mă. Ia, fac ce ai putea lui ei. O pleacă și tu, o pleacă și cu mă, ce mă, pe mine e Ilie, Ilie. Bă, ne-ai simțit, tu ne-ai supus. Mă, care e problema? Băi, noi avem cu ace să vorbim cu voi, nu să... Băi, băiatule, ce înseamnă? Atingerea. Cu ace și mustăcioara. Ilie, mă, Ilie. Cristi, ia vină bă cu ala să-i pe gay ăștia. Bă, nu, băi. Haideți să plecăm sus în camere, da. Hai sus, hai sus, că e contoară sus, hai, e contoară. Hai, tifă, să plecăm aici. Hai să, hai să măsura sus contoarul. Mă, dar sunteți gay, mă? Sunteți gay? Băi, gay-ilor. Ia uite, ah. Ia uite, gay. Ia uite ce sexist. Băi, desițiților. Ia veniți, cacio. A, sexist pe bărbați, da? Mă, cacii-și pizdata în cameră. În cameră treci, mă, cacii-și pizdata, hai. Stai, 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 mă, Ilie, mă, Ilie, mă, Ilie, mă, Ilie, mă, violează, fă, mă, violează, fă, mă, violează, mă, violează, mă, mă, Cri, au, haide, mă, copiii mei, dacă știu, hai, ieși, ieși afară cu el, hai, ieși cu Cristi afară, cu care, ieși cu Ilie, ieși afară, haide, așa, stai să închid ușa, stai să, mă, eu nu sunt gay, mă, mă, eu nu mă fut în cul. Lasă că ne facem gay, mă. Ai, îmi pot mânca și sufletelul tot de frumos ce e și mustăcioara ta să-ți mână, hai. Nu, mă, nu vin. Mă, Ilie! Ilie! Mă, ăsta vrea să mă fută, mă! Aoleu! Termine, mă, nu, nu mă fut. Nu mă fut. Bă, și un pic așa, un pic așa. Mâncați-și vocea ta, iubirea. Putu-ți gâtul mătii de game, dai la muie, fă! Vezi că e închisă ușa, iubirea. Iubirea mea, e închisă ușa, unde pleci sufletul? Lasă-mă să plec tu-te! Cristi! Unde să pleci, mâncați-și sufletul? Ilie! Da, fă, zi! Vino, fă! Vino! Da, Cristi, stai că m-a luat pe sus să moară copiii mei, dacă nu l-a supra ceva. Fă, ăsta-mi dă la muie, fă! Ai, ce mă ieșiți, mă ieșiți rău de tot, măi, Cristi. Ce-ai fă în gură? Cristi. Hai, iubirea mea, că l-am terminat, hai. Hai, mă fute. Aoleu, gata. Nu vreau, nu pot, am o proteză în pizdă momentan. Nu contează, nu contează, lasă. Ah, mai da iubirea mea, nu mai da. De ce da iubirea? Donați, donați, donați. Așa, am mâncat ești geaca ta de marinar, ce ești tu, nu știu ce ești. Mâncați ești pistă. Danela, cu... Ai iubirea mea, nu știu, te iubesc, cum fi dragoste. Prințesa. O, ia, ia uzi, ia uzi. Da. Și noi, când? Când am mai făcut de 3 luni. În gură, în gură, în gură, în gură. Își dă drumul în gură, las. Nu veni, nu veni, nu veni. Nu veni, că nu mai fac. Danilo, nu mai vreau ăla. Nu. Deschide ușa, deschide ușa. Hai, vine cu ăla. Nu mă, serios? Ce? Pa, 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 pa. Mmm. Nu, nu. Hai că vin cu tine, hai. Hai să ne fugim ca doi cani. Așa prințesa. Nu ne mai putem, gata, ho. Așa, drag.
Așa, prințesă. Au, dar de ce dai? Da, da-te în pula mea de aici. Da, unde să mă dau? E, stai în gura mea aici. În gura ta stai. Hai mă sus, iubire! Lasă-mă în pace că sunt sus, termină! Dracu-te, ești la bagiu, a? Eu... Te lăbești pe bărbați? Nu, pe tine. Pe tine mă lăbesc. Hai! Așa, gurița mea, noapte bună, somn ușor. Noapte bună. Fă termină în pula mea acolo! Nu mă șutui tu pe mine! Gata, gata. Hai, nu că gata. Am suflat și omul și fă. Îmi suflă ți-l ăsta în gură. Da, iubirea. Hai că-ți dau cu șervețul ăsta pe la pot. Cici, o să fie și Cici, drăguții mei. Nu uitați, intrați și voi pe server, drăguții mei, pe Lucid România, dacă vedeți, să vedeți cum stă treaba pe server. Să știți că fondatorii sunt super de treabă, sunt super dulcicuți. Ne auzim mâine cu live. Depinde ce vreți să ne jucăm. Vreți să ne jucăm Dead by Daylight? Ce vreți să ne jucăm? Spuneți-mi ce vreți să ne jucăm mâine. Cu al de... Pasmo Friday. Vreți să ne jucăm Friday mâine? Vreți Friday să ne jucăm mâine? Pe 18 suntem live cu 5M. Bine, o să ne jucăm Friday mâine atunci dacă vreți Friday. Da? Bine. Nu uitați, drăguții mei, nu uitați să dați și un follow la Vamos, la echipa noastră. Bine, echipa noastră, da. Vă las aici Instagram-ul să... Ah! Dar în cele de urmă, dacă nu face Poca 10.000 de follow-uri pe Instagram, mă supăr. Deci, în momentul de față, Poca, ia să vedem. Să vedem câți abonați are Poca, ia să vedem. 10.000, vă las Instagram-ul acum să facă 10.000, că mă supăr grav pe voi și nu vă mai fac 5M. Ia să vedem, așa, Alex. Deci 10.000. Sunt 971, deci 9.971. Haide să facă 10.000 acum Poca, în momentul ăsta să facă 10.000. Mă supăr grav și nu mai fac 5M dacă nu face 10.000. Haideți. Cu 10.000 la Poca, hai. Ia să vedem. Alex Barak 35 este pe Instagram. Alex Barak 35. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram. Haide să facă 10.000. Mă super. 10.000. Haideți. 10.000 aici la... Gata, a făcut 10.000. Acum dați-mi și mie follow pe Instagram că au făcut 10.000. Dați-mi și mie follow să ne facem 30.000 aici pe Instagram. Haideți. Să fim 30.000. Haideți, dați acolo un follow și ne auzim mâine cu 5M. Doamne, nu cu 5M. Cu Friday. Ne auzim mâine cu Friday. A făcut și el 10.000. Și nu uitați să dați și un follow la Vamos, aveți Instagram-ul Vamos în descriere, să vedeți despre ce este vorba. Despre ce este vorba. Vă iubesc, vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost și astăzi cu mine. Mulțumesc Lucid România, vă mulțumesc din tot sufletul meu. Cu voi pot să îmi spui scobar, mulțumesc de donații, fanii mei. Te pup, Codex. Și legat de hateri, ăștia nu sună prea fan să fie primit credite la Radical. Te pup, Codex, mulțumesc tare mult. Vă iubesc din tot sufletul, vă urez o noapte excelentă și mâine succes la școală. Bye, vă iubesc foarte, foarte mult. Bye, iubiții mei, vă iubesc. Bye, ne auzim mâine de la 9 cu...